Polițiștii din județul Timiș au efectuat activități de control pe linia produselor pentru protecția plantelor și îngrășămintelor chimice. Au fost întocmite dosare penale. Polițiștii din Făgeta au efectuat un control la sediul unei societăți comerciale care se ocupă cu lucrări agricole, unde au fost identificate 16.800 kg de azot și alte îngrășăminte care erau depozitate pe o platformă din beton neacoperită și fără a fi ferită de condițiile meteo nefavorabile, nerespectând astfel fișa de securitate a produsului. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor în locuri protejate. Polițiștii din DETA au continuat verificările la două persoane fizice autorizate cu sediul în Comuna Jebel. În urma verificărilor s-a descoperit că una din persoane depozitează ilegal cantitatea de 105 litri de produse de protecție a plantelor din trei grupe diferite de toxicitate cu termenul de valabilitate expirat, devenite deșeuri pentru care nu au fost luate măsuri de eliminare. Cantitatea de. Servicide identificat a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor și neutralizării ulterioare. De asemenea, în curtea al de persoane fizice autorizate din comuna Jebel au fost identificate aproximativ 6.000 de kg de azot depozitate direct pe sol neacoperite. În ambele situații au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri. Polițiștii lugojene au efectuat mai multe controle în municipiul la mai multe societăți comerciale unde au verificat modalitatea de gestionare și manipulare a produselor pentru protecția plantelor, precum și asigurarea sistemelor de pază. Într-o încăpere a unei societăți comerciale din Lugoj a fost descoperită cantitatea de aproximativ 50 litri de produse pentru protecția plantelor cu termenul de valabilitate expirat. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri. Polițiștii orașului Ceacov au descoperit că o persoană juridică depozită Ilegal. cantitatea de 724 litri de produse de protecție a plantelor nocive cu termenul de valabilitate expirat, devenite deșeuri, pentru care nu au fost luate măsuri de eliminare. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri. Astfel, în urma acțiunilor desfășurate a fost indisponibilizată cantitatea totală de 22.800 de kilograme de îngrășământ chimic și 879 de litri de produse sem pentru protecția plantelor având termenul de valabilitate expirat.